Din capitolul 8 al Evangheliei după Ioan, unde privim astăzi, aflăm extraordinara veste că există iertare chiar și pentru cele mai grele păcate. Asistăm împreună la episodul în care Iisus iartă femeia prinsă în adulter. Domnul era în templu dând învățătură și dintr-o parte s-a auzit deodată larmă și a apărut un grup de cărturari și farisei trăgând de o femeie despletită și probabil doar pe jumătate îmbrăcată și strigând cu înfocare: femeia aceasta a fost prinsă chiar când se vârșea preacurvia. Era o cruzime față de femeie, dar și o nouă capcană pentru Iisus. Gândeau că îi pun înainte o dilemă de nerezolvat, pentru că l-au întrebat: legea lui Moise ne spune că trebuie omorâtă cu pietre. Tu ce zici? Sperau deci să-l provoace pe Iisus să-l contrazică pe Moise. Dar Domnul știa ce aveau de gând. Așa că le-a răspuns într-un mod surprinzător. S-a plecat și a început să scrie cu degetul pe pământ. De mii de ani întrebarea este aceeași: ce va fi scris Domnul nostru acolo? Răspunsul e simplu: nu știm sigur. Poate numele acelora dintre ei care vor fi comis și ei la rândul lor adulter, sau al persoanelor cu care aceștia vor fi păcătuit, cine știe. Cert este că la un moment dat s-a ridicat și le-a spus: cel care este fără păcat dintre voi să arunce primul cu piatra. Apoi s-a plecat și a continuat să scrie. Primii care au ieșit au fost cei mai în vârstă și apoi ceilalți acuzatori, până când n-a mai rămas decât Iisus, care era singurul fără păcat. El însă o întreabă pe femeie: nimeni nu te-a acuzat? Nici eu nu fac. Du-te și să nu mai păcătuiești. Vezi, zice, poate că Iisus a fost aici moale față de un păcat așa de grav, dar el n-a făcut altceva decât să-i dea femeii șansa să se pocăiască. Și asta face el cu oricine. Imediat după această întrebare, Iisus afirmă în versetul 12 din Ioan 8: eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Iisus tocmai dăduse pe față vinovăția cărturarilor și fariseilor care aduseseră femeia prinsă în păcat. Și ei erau la fel de vinovați. De aceea au fost nevoiți să iasă. Iisus doar aprinsese lumina și s-a dovedit încă o dată că păcatul, precum șobolanii, liliecii, gândacii și alte ligioane, nu suportă lumina. Domnul Iisus Hristos este sursa luminii spirituale care face ordine în orice viață. Apoi Iisus continuă să-și afirme descendența și misiunea, dar liderii religioși răspundeau doar cu batjocuri, arătând că nu înțelegeau mai nimic din ce le spunea el. Lucrurile duhovnicești pot fi înțelese doar prin Duhul lui Dumnezeu. Iisus conchide argumentația sa cu un cuvânt grav: dacă nu credeți că eu sunt Mesia, veți muri în păcatele voastre. Scrie în Ioan 8, versetul 24. Iar în versetul 30 citim: dar pe când vorbea Iisus astfel, unii au crezut în el. Pe aceștia Domnul îi încurajează, versetele 31 și 32: dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevăr ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și veți fi liberi. Adevărul care ne face liberi este acela că Iisus Hristos este Salvatorul și Lumina Lumii, Mântuitorul fiecăruia care crede. Acceptă asta și vei avea viața veșnică.